Oh, hello! Hi. Whoa. Hello, Sam. Hey. Can you hear me? Yes, mm-hmm. Yes, we can hear you, bro. Yeah. I can hear you. I can't hear you, though. Hey. Hey. Vezi că nu pasă uite pe cineva, bro. Ei nu mă înțeleg acum. Yeah, no, I wasn't expecting this at all. Oh, shit. What do you think I'm supposed to do? Hey, Marius, you are not coming. What? Chica, nu mă aud, bro. What? Bro, ce muzică e asta, man? I don't know how I can do this, guys. Bro, ce muzică asta? Mi-a zis că Chica nu mă aud. Chica a primit o poză. What? Ariana? Adică Ariana, nu Sofia. A primit o poză. How would they have gotten my number? Oh, my God. Yo, Ariana, bro! Like, type it in? Ariana, cineva spatele! Is someone behind you! Is someone behind you! Chica, chica, nu mă aud băieții, what? Moving? I can't I hear you. Yeah. I don't know. M-a întrebat de unde sunt, de ce m-ai întrebat de unde sunt? E cineva spatele tău, Ariana! E cineva spatele tău! Is someone behind you! Is someone behind you! Aolo, mamă, ok, bro, ok, come on, ok, Sam asta nu crede, Sam zice că e fake, that didn't look fake to me. Don't fake, bro, asta zice că e fake, Sam zice că e fake, zice că sunt visual efecte, no, bro, uiteți-vă cum o face camera, what, okay. Nu știu dacă e de la mine, dacă e de la mine, what? Bro, de ce mi se mișcă mouse-ul? De ce mi se mișcă mouse-ul? What? Bro, uite, eu nu fac nimica. Gata, s-a terminat. Bro, de ce mi se mișcă mouse-ul? De ce se spamează și toată lumea lollipop? What? You can't leave yet, Sam. Ce s-a plăcut cu Sam? Bro, Sam? Bro, Sam? Look at your phone, că se mă uit pe telefon. Ah, nu, eu, Sam. Oh, lost Sam? Nu s-a conectat de pe telefon. Trebuie să s-a conectat de pe telefon. Are you okay? Dar cred că Sofia, do you hear me? Ok, David. Sofia! Bro! Unde e asta? Sam, bro, fugi! What? Bro, mi s-a blocat. Uitați-vă cum mi s-a blocat, webcam, what the fuck, man? Fix că l-a zis. Aolo, mai o cu Sofia! 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 Let God... Bro! Bro! There's something behind you. No, isn't, bro! Bro, ce e aia, bro? Bro, ce e aia, bro, ce e aia? Bro, ce e aia din spatele meu, bro? No! Aolo! Sofia! Sofia? Bro, bă, eu nu văd nimica, bro, aici. Sofia nu mai plânge. Don't cry. Bro, de ce plânge, man? Eu nu văd camera acum. What? What? Asta e un bărbat. Ce se întâmplă? Aol! Mi-a găsit locația, like. Opa, John, ăștia sunt alții. Tim? Poate cine-i Tim? Acum și eu, nu? Asta-i Alex! Și cine vrea să zice lollipop? Și-mi dă disconnect! Cam atât a fost clip. Să vedem despre ce este vorba, guys. Deci vedeți, totul începe încă din secunda 02 cu fata asta, care a intrat aici pe conferință. Hai să vedem ce se întâmplă, bro. Hey guys, ok bro, deci a intrat și fata asta, bănesc că sunt prieteni și ar mai trebui să intre cineva, hai să vedem. Ah, chica, cum rezist, sunt timpuri foarte, foarte nașpa, vedeți că scrie quarantine horror short film, astfel, filmul a fost făcut în carantină, Jin, și vorbesc despre situația asta, de asta zic, cum rezist în situația asta, bro, că e foarte, foarte nașpa, că e carantină, că a venit virusul ăsta, și ce zic, de asta zic așa, chica, sunt ok. Ok, deși că a trecut deja o lună și deja m-am obișnuit.
shows, and I picked up knitting. No. Knitting. Knitting, yeah. Okay. Okay, bro. Ok, chica, carantina te transformă într-o micuță doamnă. Bănesc că ele sunt prietene de foarte mult timp. Adică, vedeți că vorbesc de parcă se cunosc de mult timp. Și că începe să își găsească foarte multe hobby-uri. Ok, aici vorbesc că trebuie să ne obișnuim cu chestia asta. O conversație normală până acum, băieții. Adică nimica suspect, efectiv vorbesc. Vorbesc ca două femei care nu s-au mai văzut de mult, bro, și zic ce am mai făcut în caratină, cum rezici chestii de genul? Ok, guys, asta a spus că, cum îi zice, ea locuiește în momentul de față singură și nu poate să împartă internetul cu nimeni, nu știu ce înseamnă asta. Ok, bro, a intrat și asta. Asta 100% iar e prietena lor. Și că bună doamnelor. Ok, asta iar e prietena lor 100%. Ok, guys, și că la asta nu e carantină. La ea, gen, ea poate să meargă. I-a spus asta, ce norocoasă ești că încă tu poți să ieși din casă să faci toate chestiile astea. Și spune da, doar pentru că locuiesc absolut în mijlocul pustietății. Nu știu unde, de unde e asta, dar spune că ea nu are carantină și poate să facă toate chestiile astea. Și a intrat să cetuiască cu ele. Hai să vedem, bro, ce se întâmplă în continuare. Și că nici nu pot să-mi imaginez prin ce treceți. Cum vă simțiți? Și că doar începe acum. Și că pe oriunde te duci, ok, bro, nu știu unde e fata asta, de la ea nu se poartă mască, nu știu în ce regiune trăiește, urma să aflăm. Și că oriunde te duci, oamenii poartă mască. Ok. Ok, aici vorbesc ele despre medicini și chestii de genă. Ok, aici vorbesc despre cât de nedreaptă e carantina, că doar oamenii, cum zice, doar oamenii bătrâni ar trebui să stea acasă. Băiți, de urmă, bagă subiecte de-astea. Ok. Acum, ele vorbesc de normal, bro. Momentan nu suntem pe nimica suspect. Hai să ne uităm fița de guys, având în vedere că e la o conversație complet neinteresantă. Haideți să ne uităm în spate, bro. Să ne uităm în spate să vedem dacă vedem ceva la una dintre ele sau ceva de genul. Poate deja s-a văzut, scrieți-mi un comentariu, n-am fost atent. Ok, bro. Peste tot e... Oh, shit, bro! Cica, smisi cineva în casa ta, Tracy. Bro, e cineva, deci bă, băieți, v-am zis. Deci v-am zis și eu m-am uitat înainte. Nu m-am uitat înainte, dar v-am zis să vă uitați în spate. Bro, e cineva în casa ei, cine-i băiatul ăla? Cica, e cineva în casa ta. Ce? Unde e? Cica, nu l-ai văzut? Ok, bro, deși că asta n-a văzut nimica. Bă, asta n-a văzut nici, de mai n-a văzut nimica. Nici virusul, nici măștile, bă, deși nu că... Cică, cineva stătea acolo. Ok, cică, dragă, te-ai uitat la prea multe filme horror și asta începe să râdă, bro. Dar vă zic-o că asta are dreptate, că am văzut și eu până la urmă și voi ați văzut. Că asta râdă. Cică, Casey, eu nu glumesc. Bă, Tracy sau Casey, cum naiba o cheamă? Cică, Casey pleacă chiar acum din casă și sună la poliție. Eu chiar nu glumesc, bro, viața ta e în pericol. Cică, vorbești serios? Da. Ce că ești foarte paranoică. Ok, bun, bun, și că îi face un tur. Asta vedeți, vecii, deci ea zice: wow, ia, facem un tur al casei. Dar vedeți că acum nu mai e nimeni acolo. Puteți vedea acolo, dar la asta îți dă seama, bro, că a fost cineva în spate, ea nu poate trece peste. Ce că arată, ok, ăsta e living room-ul. Adică Tracy sunt speriată, te rog, eu pleacă de acolo. Și că ce e aici? Ok, asta face caterinca, man. Face caterinca cu, wow, ce e aici? Aici e bucătăria. Ok. Ok, asta tot îi zice, bro, ia un cuțit sau ceva ca să te protejezi așa pe tine, bro. Dar vedeți că nu ascultă nimeni pe ea, man. Nu știu cum asta, bro, asta aș sări cu gura. Eu n-am văzut pe nimeni în spatele tău, nu că face Caterinca, tot. Bro, cum adică n-ai văzut pe nimeni? Zi măcar că nu te uita, știi ce zi, bro. Cică, ok, asta iară face Caterinca. Băi, te zici că asta complotează împotriva ei, mă. Deci nu vine să cred. Cică, să iau un cuțit? Cum neva să iau un cuțit? Bro! Bro! Birou! Deci dacă acum iar asta zice că n-a văzut pe nimeni,
Băieți, uite-l pe băiatul ăla acolo, adică până la urmă eu și n-am văzut. Aaaa, bro, yo, daia, man, dar stați, băieți, că data că n-a fost așa. Ci că n-a pus-o acolo. Ci că nu-i amuzat, da, băieți, chiar nu-i amuzat, că și eu am crezut, bro. Ok. Ok, da, asta e destul de ciudat de mine, adică, bro, bănesc că toată lumea dintre voi, guys, credea că e cineva acolo, știi ce zic, da? Asta e foarte ciudată, fata asta, nu știu dacă face Caterinca de ea, men, sau are ea un plan. Bun, ce că vreau să fac foarte multe chestii. Bănate, zicea, bro, parcă am mai văzut pe cineva acolo. O secundă. Și că nu mai merge lumina. Bro. Și că am uitat să-mi fac patul. No, și asta fac Caterinca. Ok, deci da, toți fac Caterinca de asta, men. Dar vă zic eu, bro, bă, nu fac. Gen, ea a văzut ceva, bă, că am văzut și eu, doar nu-s prost. Deci, astea două fac Caterinca. Ai văzut că face, am uitat să-mi fac patul. Oh my god, și astea râd. Dar asta zice că nu-i amuzant, bro, pentru că, gen, chiar era cineva în casa ei, men. Ok, sper că sunteți ratate, e rău. Ha, bro, nu cred că e așa de amuzant. Nu cred că e așa de amuzant, man. Cică știu ce am văzut. Bun. Ok. Bro, da, i-a închis lumina. Cică baia. Ok. Ok, dar o baie, băieții. Ok. Bro! What the fuck was that? Bro, cine era aia? Tracy. I'm calling the cops. Oh my god. Ce căsă la poliție? Knock my eye, plânge, opa, bă, ce ai făcut, băi? Bă, tu făceai Caterinca, bă, dar, bă, am și, bă, avii, s-a lovit, ci că, alo, să rău, de ce a sunat la poliție? Bă, dar asta, bă, asta m-a enervat Maxi, bă. Deci nu, n-a zis că, nu, n-am fost pe fază. Nu era nimeni în spatele tău, așa, acum ai panicată, bro. Ok, deci asta, a picat și s-a lovit, man. Uitați că asta sună rapid la poliție, man. Ci că e cineva în casa, e ceva în casa. Bro, are un pistol în mână. Bro, ajută. Ci că are o armă. Ci că pleacă din casă. Bă, băieți, voi auziți ce... Băi, aia îi zice pleacă din casă. Pleacă chiar acum din casă. Bă, băieți, deci nu știu cât de inteligență poate să aibă femeia asta când o vede pe aia că i-a picat jos. Are ăla în spatele ei cu pistolul. Ei curge sânge din tâmplă, că s-a lovit la tâmplă, și ea pleacă chiar acum din casă. Pleacă chiar acum din casă. Pleacă din casă că te omoară. Deci nu știu, deci oricum, asta e super ciudată. Ei, nu pot zic că e o idiotă teoretic. Deci asta n-are absolut nicio fază cu viața reală. Bro, și că trebuie să-i pleacă, bro, și-au pușcat-o. Wow, pleacă. Care e pistolul pe tine? Băi, nu vine să creu așa ceva. S-a dus, am pușcat-o. Bro. Oh, Tracy? Ce se întâmplă, man? A închis camera, bro. Și aici s-a terminat totul, băi. Ok, guys, a intrat într-un meeting. Ah, ok, uite pe toți. Deci James Matei, bănuiesc că el este James Matei. James Matei, ok, bro. Ok, Samantha Walker și Mike Lee. Deci astea sunt, bănuiesc că au vreun proiect. Cel mai probabil, deci cel mai probabil au un proiect la școală și de-aia fac chestia asta. Îți doi băi și o fată, hai să vedem despre ce. Cum stă treaba. Salut, ce faci? Yep. Și că ți-ai terminat tema, bro, ați văzut că se cam blochează și destul de ciudat. Lui James Matei, lui frățiorul nostru, i s-a închis camera și lui ăsta ați văzut cum i s-a oprit deodată, știi ce zic? Și că da, fix acum... Ok, tocmai ce mi-a terminat tema, o să o dau mai departe, gen, pe aplicație. Și că cum vă merge carantina, întreabă? Este ok. Ok, guys, ăsta a zis că, bă, e ok, totuși urăsc foarte, foarte mult să stau în casă și sper că pandemia se va rezolva cât mai rapid.
Da. A lot of businesses got shut down recently. Ok, bro, dar tot closed. Exact, tot li se închide asta, voi vedeți, gen, tot li se închide asta și lui ăsta i s-a întrerupt, bro. Deci Chet Walker sau cum îi zice, are destul de multe buguri. Ok, și cum o să vedem noile filme, nu știu cum. Da, ce mai probabil filmele nu o să mai fie lansate în cinema, 100% vor fi lansate în servicii de streaming, în aplicații de streaming cum e Netflix și astea. Și că, fraților, vezi, auziți ceva? Hai să vedem ce ne zice fraților, acum dă bomba, știi și începe totul, hai să vedem. Și că eram la, cum zice, la alimentarea mea. Ce că erau 100 de oameni, sute de oameni, ce efectiv era ca la apocalipsă, zice asta, că... Ok, deci și că nu mai era nimic, era ca la apocalipsă. Ok, până și părinții mei au aceeași poveste. Vreți să știți ce am văzut eu astăzi? Și că cât timp mă duceam la magazin, am văzut că toate străzile erau goale. Deci acum vorbesc, bro, despre pandemie. Momentan, nimic cu horror, mai numai chestia asta, bro. Vedeți, toți se opresc și se la aprinde alea. Deci în rest de chestia asta nu este absolut nimic horror până acum, știi ce zic? Hai să vedem. Deci acum povestesc cum ea mergea pe stradă. Deci nu mai era nimeni pe stradă pentru că e pandemie și lumea e speriată. Și că aveți niște planuri pentru weekend, întreabă. Nu. No. No. Well, I'm planning to binge watch Stranger Things. Ok, chica, ăla plănuiește să se uite la Stranger Things. Yes. Heck yes. Da, și eu, ok, really cel mai probabil cel mai probabil ăștia s-au uitat și au zis, da, te rog eu, uite-te că e super, super mișto. Bro, ce s-a întâmplat? Bro, ce s-a întâmplat? What was that? Bro, ce a fost asta? The servers are getting a little bit full. Ok, guys, deci s-a întâmplat o chestie. Mikey ăsta a spus că îmi pare rău, băieți, doar că gen, îmi pare rău, dar serverele pică, sunt destul de slabe momentan. Nu știu cum știe el chestia asta, fie că e aplicația lui sau are o legătură cu aplicația. Hai să vedem ce este problemă cu continuare, bro. Ok, nu contează, dar vedeți că ea tot se, cum se bucuiește. Alright, cool. I'll definitely check it out. Ok, ce cosa se uite la ala? Vorbim de asta? Poltergeist the other day, and I thought it was really interesting. They... Bro, iar s-a oprit. Ce se întâmplă? Voia să zic că buffering, deci voia să zic că s-a uitat la nu știu ce serial și a fost chiar foarte, foarte interesant, dar tot se oprește, bro. Deci, tot se oprește. Hai să vedem, man. Și s-au închis toate. Ce că suntem înapoi? Și că scuzați-mă, fraților. Hopa, dar stai, deci înseamnă că e aplicația lui, bro. Poate a lucrat la aplicația asta, gen, a zis, îmi pare rău, fraților, dar o mică problemă tehnică cu aplicația. Deci mai probabil ăsta a făcut aplicația și a dat aici să vorbească așa, gen. Și că tot se, cum zice, tot se creșește. Și că That's cool features on it. Like Zoom doesn't have unlimited time. Ok, deci nu e aplicația lui, ăsta James Matei, frățiorul Matei, i-a zis asta, frate, aplicația asta e cam nașpa, de ce nu vorbim pe Zoom sau ceva de genul, și ăsta a zis că Chica are foarte, foarte multe avantaje și foarte multe chestii pe care Zoom nu le are și de-aia o să vorbească aici și zic, în cazul în care vor să facă proiecte sau ceva de genul, au foarte multe, foarte multe chestii pe care Zoom nu le are și de-aia o ales aplicația asta, dar văd că aplicația asta e destul de ciudată, bro, se întâmplă ceva cu ea, hai să vedem. James Matei, bro, ce se întâmplă? Features uncreated and unavailable. Ce că nu mai are feature-uri. Adică ați dat acolo că și a văzut că zice că nu are absolut nimic, nu sunt disponibile, nu că nu le are, nu sunt disponibile. Hai să folosim Zoom data viitoare. Bro, ai intrat cineva în confă! Nosferatu 1922! Bă, s-ar putea ca filmul să fie făcut de români? Like, frățiorul Matei. Nu știu dacă în America există Matei, like, Matei sau ceva de genul. Nosferatu 1922. Ok, Nosferatu, genul, căutați, like, Nosferatu pe net, e de-asta, e un personaj super horror din 1900 și ceva, în cazul în care ați învățat la istorie, 100% n-ați învățat, că noi învățăm de altceva la istorie. Și Nosferatu ăsta a intrat în confă, bro. Băi, fix ca n-am friendit, ca în filmul ăla.
Chica, cine este ăsta? Nosferatu 1922. Cine este Nosferatu 1922? One of your stupid friends again. No. Chica, never gave anyone. Chica, Mike este unul dintre prietenii tăi stupizi ăștia? Chica, nu a mai dat link-ul absolut nimănui. Bro, cine e ăsta? Și de ce ai intrat în conferință? Bro, cine e frățiorul ăsta? No, it's not. I don't even know who that is. Chica, nu știu cine este, bro, bă. Hello. Users. Salut, utilizator de internet, bro, care-i treaba cu el? Aș vrea să joc un joc cu voi, bă, să te vă fixa, n-am friendit, man. Și că vreau să joace un joc cu ei. Deci, fraților, chiar nu vreau, deci chiar nu-mi place unde se duce asta. Hai să vedem dacă pot să dau afară. Deci, că nu aș face asta, nu aș încerca să mă dau afară dacă aș fi în locul tău. Asta e o mică, mare amenințare, mai pe scurt. Vreau să zic că desigur vor fi, și mai probabil vreau să zic că vor fi consecințe dacă se întâmplă chestia asta, dar n-am mai apucat și ăsta l-a dat afară. Frățel, nu trebuia să-l dai afară, nu trebuia să-l dai afară, zic eu sutra asta că nu trebuia să-l dai afară. Who the heck was that? Ce, că cineva era ăla? Ok, that was creepy. Aia a fost chiar foarte creepy. We better not be in hack, man, especially since this is a low quality app. Frate, sper să nu fim hackuiți, spune ăla. Mike, e sigur că n-ai mai dat acces la nimeni? Numai vouă. Bro, iar a intrat. Bro. Și că n-ar fi trebuit să faci asta. Bro, iar l-a dat afară. Mamă, dar ce se dă cu aplicația? Bro, sau zi ceva în casă la ăsta, să spar ceva. James, don't go out there. James, du-te doar acolo, frățiorul, să spar ceva, să dă la poliție. I'm just gonna go check. No, ce, wait, cred că o să mă uit. Bro, James, du-te doar. Bro, frățiorul! James? Hello? Can you hear us? James, poți să ne auzi? James, unde ești, frățiorul? Cineva să-l sune. Îl sună fata. He's not picking up. Și că nu răspunde. James, frățiorul. Bro, ce s-a întâmplat cu frățiorul James? Deci mai probabil frățiorii noștri au ales aplicația greșită. Cred că asta era ideea, poate ăsta e fondatorul aplicației și vreun psihopat. Adică nu... E foarte logic ce se întâmplă, pentru că nu au folosit Skype, nu au folosit Zoom, nu au folosit nimic, au folosit o aplicație Chatterbox sau ceva de genul, super, super nașpa. Și tocmai de aceea poate băiatul ăsta are acces acolo, la aplicația aia, bro, și de aceea se întâmplă chestiile astea. Bro, ce se întâmplă? A ieșit. Ce, că de-o sună la poliție. O să sun eu la poliție. Mike, lock every door and window, we don't know whose house he's going to hit next. Chica Mike, chica, dar nu știu cine vorbește, că tot nu devarză lor. Chica Mike închide absolut toate ușile, toate ferestrele, deoarece nu știm care va fi următoarea lui țintă, următoarea casă țintă. Samantha, asta e pe mut și a sunat la poliție. Chica, chiar acum mă ocup. Bă, Samantha asta, bro, a sunat la poliție, vedeți, e pe mut. Ok, tocmai a sunat la poliție. O să te uită pe cineva acolo mai puțin de 5 minute. Ok, make sure you... Mamă, băi, ce a fost ăsta? Bro, de la Samantha s-a auzit. A bătut cineva... Bro, Samantha? Sam? Can you hear us, Sam? Sam, ne poți auzi? Sam, get out of there! Sam pleacă de acolo, deja a ajuns frățiorul ăla. No! Bro, sunt mai mulți, Sophie. O fi că-s mai mulți. Mamă, și-am rămas numai Mike Lee cu ăla. Cu ăla care vorbește acum. Căruia nu-i se arată numele de aici. Deci vezi că Mike Lee ăsta vorbește cu cineva, băieții. Un vreun tovarăș de lor, dar care nu-i se arată numele. Bă, da, o fi că-s mai mulți, bro. Și au localizat-o că a sunat la poliție 100%. Că a făcut un apel, de-aia de-o să mă... Ok. Oricum, gen, ce-a făcut ei a fost destul de riscant. Pentru că dacă te conectezi pe aplicația asta, deja ți-a IP-ul, știe deja unde ești. Ce zic, că nu trebuie să fie vreun hacker de ăsta. Wow, ce zic. Wait, you've been recording all of this? Yes, I've recorded the entire meeting.
Ok, guys, și că ăsta a filmat tot, bro. Și o să ducă la poliție și o să folosească asta ca drept dovadă, bro, dar de ce a filmat? Something bad happens to one of us, make a run for it. Ok. Ok. Bro, a venit ceva și la el la casă. That must be them. Asta trebuie să fie ei. Gen polițiștii, cred, sau cine. O fi că e ăla, ăla că e că l-a luat și pe el. Bro, ce se aude? Mike? Mike, frățiorul? L-a luat și pe Mike, bro, și-a mai rămas drumul ăsta. Acest meeting a fost închis de host. Și băiatul ăsta a rămas drumul ăsta de la început, care își făcea proiectul. Deci el era în tot timpul ăsta care își făcea proiectul, gen. Bro, uitați-vă, nu mai l-a mai rămas. Bro, s-a avut de ceva. Bro, a venit și la ăsta. What do you want from us? Ce că ce vrei de la noi? Bro.